Pentru cei care nu au reușit să plece în vacanță în această vară, acum este momentul potrivit. La final de sezon estival, agenții de turism de la munte și atrag clienții cu diverse oferte. O cabană din Bușteni este renumită pentru restaurantul cu terasă pe care îl are. Pe lângă ciorbe și alte mâncăruri tradiționale, la mare căutare este platoul ciobănesc, ce conține brânză de burduf, pastramă de oaie, coastă de porc afumată, cârnați și mămăligă. Produsul preparat tradițional românesc numit platou ciobănesc, alcătuit din castravete murat, ceapă roșie, brânză de burduf, pastramă de oaie, coastă de porc afumată, cârnați pe școi și pomana porcului. Călim carnea de porc, picatul de porc la pomana porcului, nu este prăjit, punem usturoi, sare, piper, pe condimentele. Aici prăjim pastrama de oaie care a fost preparată și făcută ținută la baiți, cârnații pe școi și coasta de porc afumată. Tarifele au fost reduse atât la cazare cât și la masă. Prețul pentru o cameră începe de la 80 de lei, iar un meniu economic cu 3 feluri de mâncare costă doar 19 lei. În cabana, într-adevăr, oferă multe posibilități de relaxare. Avem spații de cazare, camere duble, 34 de camere, cu televizor, internet gratuit, la un preț de 80 de lei, pe 24 de ore. Avem de asemenea restaurantul rustic, restaurantul clasic și terasa, care e foarte frecventată, mai ales dacă e frumos afară. Distracția este garantată. La fiecare sfârșit de săptămână, turiștii au parte de diverse surprize. Focul de tabără este nelipsit, iar de sărbătorile de iarnă, clienții sunt așteptați la carnaval.